Descifrarea logicii semafoarelor verzi, roșii și galbene, v-ați gândit vreodată la originile culorilor familiare care împodobesc semafoarele, la un moment dat în istorie, cineva a luat decizia crucială de a atribui culoarea verde, galbenă și roșie semnalelor de trafic. Dar de ce aceste nuanțe speciale? Poate că nu v-ați gândit niciodată prea mult la acest aspect sau poate că este o întrebare care persistă de ani de zile. Oricum ar fi, astăzi veți descoperi răspunsul originii pentru a înțelege rațiunea din spatele acestor alegeri de culoare, este esențial să ne adâncim în originile semafoarelor în sine. În 1910, primele semafoare și-au făcut debutul. Ofițerii folosind fluierături și lumini pentru a regla fluxul de mașini, indicând când să oprească sau să înainteze. Cu puțin timp înainte, în 1920, William Potts a creat primul semafor. În această epocă nu existau reglementări standardizate care să dicteze tipul de lumini sau modelele care să fie utilizate, ceea ce a dus la variații în diferite localități. Cu toate acestea, în 1935, Administrația Federală a Autostrăzilor a stabilit manualul privind dispozitivele uniforme de control al traficului, impunând utilizarea uniformă a luminilor roșii, galbene și verzi, culori, dar de unde au apărut aceste culori specifice. Înainte de apariția semafoarelor, Trenurile foloseau semnale luminoase pentru a gestiona traficul feroviar. În acest context, culoarea roșie însemna opriți, albul indica porniți, iar verdele însemna înaintați cu prudență. Cu toate acestea, utilizarea culorii albe a ridicat probleme, deoarece putea fi interpretată greșit de către mecanicii de locomotivă, ceea ce putea duce la accidente. În consecință, s-a făcut trecerea de la alb la verde pentru semnalul start. În plus, culoarea galbenă, fiind mai ușor de observat, a fost aleasă pentru a semnaliza mergeți cu prudență. Roșu, așadar, de ce roșu pentru semnalul de oprire? Roșul se mândrește cu cea mai mare lungime de undă dintre culori, ceea ce îi sporește vizibilitatea de la distanță. Acest atribut se dovedește a fi de neprețuit pentru semnele de avertizare și semafoarele de circulație, asigurându-se că automobiliștii țin cont de semnalul de oprire pentru siguranță.